Salut tuturor! Astăzi am revenit cu un clip în care vă răspund la întrebările de pe Facebook. Și să începem pentru că sunt suficiente întrebări. Câți ani ai? Am 22 de ani și pe 12 aprilie voi împlini 23. Trusa de make-up cu care ai început? Sinceră să fiu, cred că am început cu un creion de ochi, rimel transparent și balsam de buze. Asta din câte mi-aduc eu aminte. Dar știu că purtam foarte mult creion de ochi negru. Ce-ți place să faci în timpul liber? Ce să fac? Îmi place să ies în oraș cu prietenii, Alexandra, Paul și Elena. Îmi place să citesc și să mă uit la seriale. Îmi place să ies la alergat sau să mă plimb în parc cu cățeii. Și să ies la multe cafele. Beau multă cafea. Încerc să trec pe ceai negru cu lapte, dar încă mai iubesc cafeaua. Cine te inspiră? Aici depinde. Presupun că vă referiți cine mă inspiră pentru clipurile de pe YouTube. Și mă inspiră vedetele, revistele, de multe ori personaje din filme. Cam asta ar fi. Sau eventual dacă văd ceva drăguț pe stradă, pot să mă inspir de acolo. În general, mă inspir cam de peste tot. De unde te încarci cu energie atunci când nu mai poți? Greu. De multe ori nici eu nu-mi dau seama. Sunt zile în care sunt absolut dărâmată, dar nu știu exact ce se întâmplă. Ori spre sfârșitul zilei îmi revin sau a doua zi pur și simplu mă trezesc la loc energică. De multe ori mă încarc Suki și Yogi, prietenii, eu singură îmi zic, băi, poți Laura, știu că poți, ești energică și poți nu renunța să lupți. Cam astea ar fi. Singură mă încarc de cele mai multe ori și în rest prietenii și căței mei. Ce te-a împins să faci un canal de YouTube? Sinceră să fiu, la început canalul meu de YouTube a fost un experiment. Căutam tot felul de tutoriale pe YouTube și am descoperit comunitatea beauty din afară, după care am încercat să caut tutoriale în română și am observat că nu există. Așa că am zis, hai să fac și eu ceva în română, cum fac cele din afară. Inițial am vrut să filmez în engleză, dar mi-am dat seama de ce aș face și eu ceva ce face deja o lume întreagă, așa că mai bine ar fi să încerc să fac ceva autohton. Și așa am ajuns să fac clipuri în română. Când te supără cineva, ai un tic verbal anume? Nu cred. N-am observat chestia asta la mine. Eu când mă supăr, sunt îmbufnată. De cele mai multe ori explodez și țip. Adică la mine când sunt supărată, știi că m-ai enervat. N-ai cum să scapi de furia mea. Dar îmi trece repede. Dar tic verbal nu cred că am. Te-ai gândit la început că vei ajunge așa departe? Sincer, nu. Așa cum v-am zis și mai devreme, YouTube-ul pentru mine a fost un experiment, nu m-am gândit că va fi ceva serios, m-am gândit că cel mult va fi un hobby, dar în niciun caz un job. Ce nuanță de păr crezi că te-a prins cel mai bine? Blond și culoarea naturală șaten. Sincer, cred că îmi stă bine și brunetă, dar nu m-aș mai face brunetă, vreau să-mi las părul natural, dar îmi place cum îmi stă blondă, dar blond mai deschis, aș spune eu. De la ce vârstă te machiezi? Cred că 14-15 ani, cam așa, când am intrat în liceu. Cât de mult te inspiră Miss Glamorații? Destul de mult. Îmi plac clipurile ei, îmi place cum filmează, îmi place decorul ei și de cele mai multe ori testez produse pe care le văd la ea și după aceea vi le arăt și vouă, dacă îmi plac. Dar nu cred că s-a întâmplat să încerc ceva ce ea ne-a recomandat și să nu-mi placă. Mai ales că avem un ten asemănător, culoarea părului cam aceeași, tenul cam același. Na, mă inspiră destul de mult. Cum te simți mai bine, singură sau într-o relație? E destul de greu de răspuns, pentru că fiind într-o relație, ai pe cineva alături, ai un partener de viață, e cu totul altceva, dar și fiind singură ai niște beneficii, adică faci ce vrei, nu dai socoteală nimănui, pleci când vrei, vii când vrei, mă rog, poate mai dai socoteală părinților, dar la mine nu prea e cazul. Ambele variante au beneficiile lor și este greu să alegi. Poate că aș prefera să fiu într-o relație, dar decât să fiu într-o relație de umplutură, prefer să fiu singură. Melodia preferată. Nu cred că am o melodie preferată. Mie îmi plac foarte multe melodii, dar momentan îmi place foarte mult Katy Perry, Dark Horse. Ce țară ai vrea să vizitezi? Anglia, Irlanda și neapărat America. Ai putea sta toată viața folosind un singur brand de make-up? Posibil, dar ținând cont că meseria mea este să le testez pe toate, nu. Dar un singur produs? Asta clar nu. N-aș rezista.
Care crezi că ar fi viața perfectă pentru o femeie? Suntem atât de diferite și atât de sucite, încât nu cred că există o viață perfectă pentru toate femeile. Fiecare femeie își face viața ei și e perfectă pentru ea. Și viața perfectă nu există. Viața e frumoasă pentru faptul că există, să zicem, obstacole. Și cred că o viață perfectă în care nu ai nicio grijă ar fi foarte plictisitoare. Cum ai început cariera de make-up artist? Totul a început de la YouTube, mi-am dat seama că îmi place foarte mult machiajul și am zis să încerc și să fiu make-up artist. Am făcut cursuri, am machiat, am început să machiez cosmeticiana. Da, i-am explicat, îi povesteam ce am mai făcut și a zis ea vine să mă machiez pentru o petrecere și am recomandat altor cliente și așa am ajuns să fiu și make-up artist în afara YouTube-ului. De ce nu postez mai des? Da, și dacă ar fi după mine aș posta zilnic, dar momentan nu se poate și nu cred că o să pot vreodată să postez chiar zilnic. Pentru a face clipuri de calitate, e nevoie de timp. Am nevoie de aparatură, să pregătesc setup, scenariu, să mă gândesc la tot felul de idei, iar asta mi-a timp. După care, după ce am filmat, mai durează și editatul ceva timp. Și nu aș avea posibilitatea să postez chiar atât de des pe cât ați vrea, dar voi încerca cu timpul, după ce îmi fac un ritm, să adaug câte un clip în plus. Voi încerca să ajung cam pe la 3-4 clipuri pe săptămână, în timp, dar vom vedea. Momentan două sunt suficiente, adică încă postez la timp, ceea ce este wow, de 3 săptămâni. Ar trebui să mă lăudați în comentarii pentru asta. Îți place să filmezi? Fac asta de 4 ani și încă îmi place să fac, da, îmi place să filmez. Care este clipul tău preferat? Presupun că este, întrebarea se referă la clipurile mele și preferatul meu cred că ar fi cel cu igiena intimă, iar asta pentru că sunt foarte mândră de mine pentru cum l-am editat. M-am chinuit ore întregi, o zi întreagă sau o zi jumate am stat să-l editez, dar sunt foarte mândră. Ce te-a făcut să alegi să devii make-up artist? Ai avut vreo înclinație deosebită? Cum v-am zis, prin YouTube am descoperit pasiunea pentru make-up și pot să zic că am avut o înclinație artistică, am făcut 8 ani pictură și mereu am fost o persoană, să zicem, mai artistică. Mereu mi-a plăcut arta și orice ține de creație. Niciodată nu mi-am dorit un job plictisitor, să zicem. Bine, nu zic acum că orice alt job în afară de YouTube sau pictură sau muzică e plictisitor, dar mie îmi place ceva care să fie... Să mă provoace în fiecare zi, în fiecare zi să fie altceva, să intervină tot timpul chestii. Nu-mi place să fac același lucru în fiecare zi. De cât timp ești make-up artist? De 3 ani. Mâncarea preferată? Mâncarea chinezească, mâncarea libaneză și pastele. Culoarea preferată? Turcoaz și roz. O știi pe tequila? Da, am cunoscut-o la sediul Google în toamnă și da, o știu. Vloggerul preferat? Nu cred că am un vlogger preferat. N-am. Emisiunea preferată. Animalul preferat sau un video cu animalul tău? Au fost clipuri în care au apărut și Suki și Yogi. Și animalul preferat ar fi cățelul. De aceea am doi căței. Ce te face să fii determinată să nu asculți răutățile celor din jur? Îmi dau seama că oamenii care sunt răi cu mine nu mă cunosc și eu știu că sunt o persoană bună, așa că n-am de ce să îi ascult și să pun la suflet ceea ce îi zic. Ce trăznaie ai făcut de care ești mândră și ți-aduce mereu zâmbetul pe buze? Sincer, nu mai țin minte o trăznaie acum. Chiar nu mai țin minte. Nu știu ce, dar nu mi-aduc aminte de trăznăile pe care le-am făcut în copilărie. Adică mi-aduc aminte de ele, dar doar în anumite discuții și acum neavând o discuție propriu zisă, nu mi-aduc aminte. Dar dacă pe parcursul clipului mi-aduc aminte de vreo trăznaie, o să revin. Unde te vezi peste 50 ani? Eu sper făcând YouTube și așezată la casa mea, eventual soț, copii, călătorind mult prin lume, cam asta mi-aș dori. Cum poți trece peste un moment greu sau eșec? Păi este simplu.
Eu am o vorbă, tot răul spre bine. Brand de make-up preferat. MAC, Chanel și Make Up Forever. Magazin de haine preferat. Zara, Bershka, Stradivarius. Ce faci ca să te menții sănătoasă? Merg la sală de 4 ori pe săptămână, 3-4 ori depinde. Beau apă, beau ceai verde și încerc să mănânc cât mai sănătos posibil, ceea ce înseamnă fără fast food, deși trișesc câteodată, știu. Fără pâine, decât pâine integrală și nu chiar la fiecare masă. Să mănânc fripturi, salate, multe fructe și legume crude, nu mănânc prăjeli sau foarte rar. Mănânc și paste, mănânc și cartofi, dar nu cartofi prăjiți. Nu șnițele sau șnițele făcute la cuptor. A descoperit mama o metodă de a le face la cuptor. Nu știu să vă zic exact. Întrebați-o pe ea. Vei face un make-up collection? Primesc întrebarea asta foarte, foarte des și pe Ask FM și în comentarii. Acum nu are sens să fac un make-up collection pentru că este cam aceeași și nu s-a schimbat mai nimic, nici cum o aranjez, nici... Va trebui să schimb ceva, am de gând să schimb în dressing niște lucruri și atunci voi schimba și cum mi-am aranjat colecția de make-up și voi filma chestia asta. Până atunci, v-am zis, nu este mare diferență și nu are sens să filmez chestia asta. Ce produse recomanzi pentru un ten gras? Aici este destul de dificil pentru că sunt milioane de produse pe piață și nu pot să zic că recomand o cremă anume pentru toate tenurile grase, pentru că toată lumea, pielea tuturor reacționează altfel. Dar în principiu este bine să aveți un demachiant, un gel de spălat pe față. Încercați să folosiți unul blând, pentru că nu trebuie să vă ia toat, nu știu, să ia absolut orice urmă de sebum de pe față. E bine să fie blând cu pielea, nu contează ce tip de piele aveți. Important este să fie blând. Ce să mai aveți? O cremă hidratantă, dar ar fi bine să fie una pentru ten gras ca să nu vă blocheze porii, să nu aibă prea multe uleiuri. Și un tratament specific tenului gras. Dacă aveți acne sau dacă aveți un ten poate sensibil, rozacee, ce ați mai putea avea? Pete? Rujul preferat. Rujul meu preferat nu se mai fabrică. Este nuanța Airy Fairy de la Rimmel și nu se mai fabrică și încă încerc să-mi găsesc un ruj asemănător sau identic, dacă s-ar putea. Dar na, produs pentru sprâncene preferat. Ar fi clar pudra de la Anastasia în nuanța dark brown sau brunet. Vei renunța vreodată la clipuri? Presupun că la un moment dat voi fi nevoită să renunț la clipuri pentru că voi fi prea în vârstă, dar speranța mea este să filmez cât mai mult posibil. Genul de muzică preferat? Îmi place și drum and bass și dubstep și R&B și hip-hop și pop. Partea preferată? Galileo Galilei de Goethe. Ce seriale urmărești? Am urmărit Gossip Girl, Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Suits, Heart of Dixie, acum am uitat la House of Cards. Ce mi-a mai plăcut? The Walking Dead, Eureka, The Mentalist. Filmul preferat? N-am un film preferat. Ba da! Breakfast at Tiffany's. Acestea au fost toate cele 46 de întrebări. Sper că vi s-a părut interesant acest clip și, desigur, ne vedem marți cu un nou clip și până atunci vă doresc un weekend plăcut și să vă mai uitați și la alte clipuri, să-mi dați un comentariu, să-mi dați share, să-mi dați un like și mă găsiți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe Ask FM și pa, pa!